Înaltă Sfințită Părinte Arhiepiscop, stimați invitați, dragi colegi, într-o societate în care activitățile tânărului contemporan se măsoară mai mult în performanțe cognitive și senzoriale, mai mult decât în virtuți, în care am început să trăim după agende și după planuri strategice mai mult decât după ceas loc, lucrarea educațională a Bisericii continuă să identifice, să conceapă, să restaureze, ca în cazul evenimentului din această seară, și să promoveze diferite mijloace de afirmare importanței sacralității vieții, mijloace de îmbinare a vieții contemplative cu cea socioprofesională, a valorilor morale religioase cu cele naționale și cele universale. În contextul în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2016 ca anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Arhiepiscop Ciprian, a demarat un proiect eparhial pentru tineret, intitulat Ortodoxie și Leadership, menit să răspundă nevoii de model a tinerilor din cele două județe, care vor și pot să preia inițiativa și să producă o schimbare în societatea în care trăiesc. Împreună cu Asociația Părinți pentru Ora de Religie, filialele Vrancea și Buzău, și în parteneriat cu inspectoratele școlare județene, propunem tinerilor din cele două județe întâlnirea cu personalități din diferite domenii de activitate care vin să le mărturisească importanța structurării religioase și a formării a educației religioase în formarea adevăraților lideri din zilele noastre. Astfel, pe parcursul acestui an, ne-am propus ca în cadrul acestui proiect să organizăm evenimente de tip conferință publică sau ateliere interactive cu tinerii, în care personalități marcante ale scenei publice românești vin să se întâlnească cu beneficiarii din cele două județe, să le împărtășească darul primit de dumnealor de la Dumnezeu și să le indice o cale în biserică spre nordul existenței noastre, care este Mântuitorul Iisus Hristos, prin domeniul care i-a consacrat. Așadar, vizăm și o altfel de orientare personală, profesională și spirituală pentru tineri. În această seară, continuăm serie evenimentelor din cadrul acestui proiect cu o conferință publică destinată tinerilor vrânceni și nu numai, în care am invitat o personalitate plurivalentă. Este vorba despre un teolog creștin ortodox, doctor în antropologie religioasă și istoria comparată a religiilor la Universitatea Sorbona din Paris. A fost redactor la editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, redactor șef la TVR. A îmbrățișat cariera diplomatică și a fost ambasador al României la Sfântul Scaun, la Vatican, în Portugalia și în Franța, iar pe plan intern a fost ministru de externe. Totodată s-a remarcat ca reputat publicist, autor de lucrări în domeniile de specialitate care l-au consacrat, în mai multe lucrări, 15, mi se pare, scrise pe parcursul a 20 de ani. Iar în seara aceasta va veni să
ne indice o cale spre aproapele nostru. În preasfinția voastră, cu cernici părinți, doamnelor și domnilor, figurăm bun venit în mijlocul nostru, domnului ambasador Teodor Baconski. Nu mă bucură mai încoace decât întâlnirile directe cu publicul, care și publicul cărților mele, de multe ori, pentru că am obosit să străbat lumea, am obosit să străbat bibliotecile, am avut un drum înfundat în politica internă, din motive mult mai complexe decât permite timpul pentru a le explica și, până la urmă, ce îmi rămâne e familia și bucuria cercului meu de prieteni, care se lărgește de fiecare dată când mă întâlnesc cu tineretul României de azi și cu intelectualitatea din diferite orașe, așa cum e cazul și la Focșani, în acest frumos ateneu, care, înțeleg eu, are o istorie marcată de mare prezență intelectuală de-a lungul timpului și cred că nu facem decât să perpetuăm la o scară mai modestă această frumoasă tradiție. Acum, acestea fiind zise, cred că am să mă așez, o să continui să vorbesc la acest microfon, că e mai comod. Conferința pe care vă propun se numește, cum ați aflat de pe afiș, cine este aproapele meu. E o întrebare de detectivistică antropologică. Cine e celălalt? Cine sunt eu în raport cu celălalt? Cum îl definesc pe acest altul? Pot exista fără el? Astea sunt, bineînțeles, întrebări pe care toți gânditorii și toți oamenii care gândesc până la urmă și le-au pus în timp și spațiu, fără să ajungă neapărat la o concluzie irevocabilă. Noi suntem cu toții prinși în marea dinamică istorică a civilizației creștine. Deci atunci când spunem aproapele meu, ne gândim automat la aproapele așa cum se configurează el în Noul Testament. De exemplu, în parabola samariteanului milostiv, nu-i așa? E un cadru de pedagogie divină, alegorică, imediat apropiat de urechea noastră creștinească. Ne aducem aminte de acei leviți, încrezuți și egoiști, care trec pe marginea drumului și rămân nepăsători în fața unui semen de-a lor, rănit, care nu îi acordă asistență și pe care îl lasă tot acolo. Și la un moment dat, vine pe acel drum și un samaritean din această minoritate, să zicem, disprețuită de către poporul ales și care se dovedește superior moral leviților pentru că se oprește, îl îngrijește pe acel semen de-a lui în suferință, rănit și asta arată că nu trebuie să devii alesul lui Dumnezeu prin opțiunile și acțiunile tale morale, nu neapărat pentru o elecțiune, să zicem, de ordin etnic. Ori această viziune, și anume aproapele meu este orice om care are nevoie de mine, e contrazisă chiar în paginile Scripturii, și anume în Cartea Genezei, bună oară, unde apare acest conflict fratricid între Cain și Abel, primii descendenți ai protopărinților. Ce ne spune asta? Bineînțeles că istoricii religiilor și
exegeții au văzut aici un conflict între vânători și agricultori, să zicem, sau între sedentari și cei care nu se fixase încă locului, în tipul lor de viață. Dar dincolo de asta, complexul lui Cain, adică pulsiunea fratricidă care ne locuiește, spune un adevăr despre specia noastră, Homo sapiens. Ne automăgulim cu această denumire, Homo sapiens sapiens, omul care știe că știe. Cu toate astea, suntem una dintre speciile din creație, de pe scena amplă a creației, cele mai tragic dominate de ceea ce se numește violența intraspecifică. Deci, de răul pe care suntem în stare să ne facem unii altora, până la suprimarea celuilalt. Până la asasinat, până la genocid și așa mai departe. Din nefericire, istoria încă recentă, cea a secolului 20, ne-a dovedit că 20 de veacuri de pastorație creștină, de creșterea civilizației în jurul logosului întrupat, n-au fost suficiente pentru umanizarea omului. Și că însăși vatra civilizației creștine euroamericane s-a născut la interval de s-au produs la interval de 3 decenii două conflagrații cu efect și cu impact mondial, care până să strice rânduiala altor continente, au redus la aproape cenușă scena istorică, civilizațională, patrimonială a bătrânei noastre Europe, obligându-ne pe toți, ca generație, să o luăm de la zero. Pentru că asta s-a întâmplat după 1945. Și asta ne arată că procesul de umanizare nu e subînțeles, nu e automat, nici garantat, nici irreversibil. Nu ne naștem cu deplina noastră umanitate. Ne naștem cu un potențial de umanitate pe care numai credința, cultura, modelarea și auto-educația, dar și școala, familia, biserica, toate aceste instanțe, nu? Colaborează la umanizarea noastră. De-abia atunci începem să ne comportăm cu adevărat omenește, în momentul în care ne dăm seama că existăm, căpătăm conștiință de sine și în același timp raportăm această conștiință de sine la datoria morală de a nu-i face rău celuilalt. Pentru că, într-adevăr, au arătat-o, cum vă spuneam, foarte mulți filozofi. Nu poți să te institui ca instanță cogitativă, ca ego gânditor, conștient de el însuși, decât în măsura în care ai deopotrivă, într-o deplină simultaneitate, și conștiința că nu ești tu totul. Că ești o instanță conștientă de ea însăși, dar limitată. Și până la urmă, civilizația este arta autolimitării. Este efortul permanent al indivizilor cuprinși într-o comunitate de a se mărgini, de a-și limita egoismul, de a practica într-o formă sau alta altruismul, adică generozitatea activă față de semenii săi, față de ceilalți. Ori acest proces de umanizare este pariul nostru de fiecare zi. De aceea o reflecție filozofico-teologică, antropologică despre ego, despre raportul dintre eu și tu, dintre mine și tine, este valabilă și expresivă atât la nivelul orizontal al istoriei umane, cât și în relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, adevărata alteritate, cea radicală, dacă vreți, dar și cea care prin întrupare se golește pe sine de distanța care o separă de om, este cea alteritatea lui Dumnezeu. Este cel mai intim, așa cum spunea fericitul Augustin, mai intim decât mine însumi,
interior de ipso, cum spunea lui definea pe Dumnezeu, și în același timp distant, intangibil, radical avem transcendență, dincolo de forme, dincolo de idei, dincolo de ceea ce poate afirma intelectul uman despre misterul acesta insondabil. Eu mi-am notat și câteva lucruri despre ce ne spune Noul Testament în legătură cu îndemnul acesta fundamental de a ne iubi aproapele. Pentru că vă dau acest sfat, de câte ori vreți să vă clarificați o idee, o noțiune, mergeți la etimologia ei, mergeți la dicționar, mergeți la familia lui de cuvinte, toate acest tip de reflecție, de arheologie semantică, de fixarea unui conținut într-o familie de cuvinte și de sensuri este cea mai bună tehnică de interpretare a unei noțiuni. Avem deci acest îndemn arhicunoscut, prezent până oară la Evanghelia după Marcu 12:31, să iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare decât aceasta nu este altă poruncă, zice Mântuitorul. Acest agapisis, să iubește, trimite la termenul grecesc agape, caritas dilectio, în latină. Și asta îmi permite să vă spun că în greaca veche existau numai puțin de 4 termeni pentru a desemna iubirea. Și noi avem joaca asta semantică, iubire, dragoste. Grecii erau mai subtili, aveau 4 cuvinte despre care desemnau într-un fel sau altul diferite aspecte ale iubirii. Nu? Primul dintre ele este storgein, care este tandrețea dintre părinți și copii. Sau între copii și părinți, dar și tandrețea dintre soți. Și tot cu acest storghe se desemna simpatia față de străini sau față de compatrioți. Deci, asta este prim nivel și iar filostorchia, pentru că greaca a dat și această iubire de tandrețe față de celălalt, să zicem așa, era după Plutarh în firea omului. Deci, am putea presupune că e o trăsătură, să zicem așa, naturală. Această tandrețe, această bunăvoință caldă față de cei mai apropiați dintre noi, în special față de părinți și față de copiii noștri. Un al doilea cuvânt grecesc pentru dragoste era eros. Interesant e că acest cuvânt, cu lungă carieră europeană, nu apare deloc în Noul Testament. Și poate că e o absență semnificativă, este o absență care ne dă de gândit. Prin eros se înțelegea pasiunea nesăbuită. Dacă vreți, e ceva echivalent cu pofta rapace a lupului, care îți fâșie pe miel. E un fel de pulsiune irepresibilă, de atitudine practic agresivă. Deci, e ca și cum ai spune iubirea aceea care devorează, care până la urmă îți fâșie pe celălalt. E aproape un fel de iubire, între ghilimele, canibalică. Deci, eros e mai degrabă vehiculul unei forme de nebunie pătimașă decât de iubire altruistă. Și de asta a căpătat un termen distinct în greacă. Și tot de asta lipsește în vocabularul autorilor sacri, care nu despre acest tip de iubire vreau să ne vorbească în momentul în care evocau experiența lor cu Iisus Hristos.
Un al treilea termen este filia și verbul aferent, fileo, care se mișcă tot în zona asta a lui storghe, afecțiune, atașament, simpatie, complezență, bunăvoință, cam astea sunt, asta e gama semantică. Dar prin felul în care folosește filia Aristotel, ne dăm seama că era vorba mai degrabă de o formă de respect reciproc între oameni de aceeași condiție. Deci această filia este mai degrabă un soi de prietenie între, evident, între egali, între oameni care au același nivel de educație, același statut social, aceeași formă de putere, să zicem așa, în societate. În fine, ajungem și la cel mai teologic dintre aceste patru cuvinte grecești vechi care le semneau iubirea, și anume agape, care, cel puțin în Noul Testament, desemnează iubirea rațională, care implică cunoașterea și judecata de valoare, de unde și nuanța de preferință. Deci cine are agape are deja o preferință întemeiată rațional, întemeiată pe capacitatea lui de discernământ, pe capacitatea lui de a distinge binele și răul, valoarea de mediocritate, autenticul de impostură, pe capacitatea lui de a stabili un raport valoric între el și o persoană care are la rândul ei această valoare intrinsecă. Sigur că primele trei sensuri pe care vi le-am cuvinte pe care le-am evocat, storghe, eros și filia, pot să rămână nemanifestate, ascunse. Dar agape tocmai are caracteristica că se manifestă și se demonstrează prin fapte. Nu e o simplă atitudine mental, morală, un mod de situare în a mea, în raport cu X sau Y, ci este mai degrabă iubirea care înțelege de ce iubește și acționează. E deja iubirea în mișcare, iubirea care transformă ceva din lumea înconjurătoare, tocmai pentru că iese din pasivitate, tocmai pentru că e deja lucrare. Cu alte cuvinte, așa cum apare în Noul Testament, agape este pur și simplu, deja în sens creștin, manifestarea iubirii. Rețineți că de câte ori vorbim despre ceva agapic, vorbim despre ceva non-contemplativ, deci despre ceva care deja a devenit faptă, a devenit la inclus pe cel iubit într-o relație, într-o dialectică. Tot filologia biblică ne spune că termenul agape desemnează și pe cineva care, având această agape, e mulțumit, e satisfăcut. Iar epistola către Romani 5, versetul 5, ne spune și că agape vine din cer și este și o pregustare a fericirii cerești. Cu alte cuvinte, spre deosebire de filia, bună oară, agape leagă și oamenii de condiții diferite. Nu mai trebuie să fim de același rang ca să fim legați prin agape. Putem să vorbim de un prinț și de un cerșetor, putem vorbi de un stăpân și de un angajat, de un patron și de un client, de oricine. Deci absolut toată lumea poate fi legată prin această legătură a iubirii active. Guvernanții, filantropii, părinții iubesc dezinteresat, iubesc în mod prevenitor, sunt plin de solicitudine față de cei pe care iubesc, asta la modul ideal. Cel puțin la părinți suntem siguri. La guvernanți mai avem încă de verificat această teză. Iar din partea celor iubiți, de asemenea, se așteaptă ca răspuns respectul, lauda, venerația, gratitudinea.
Deci, cam asta este și sensul în care apare Agape în Apocalipsă 1:5-6. Hristos, numit-o Agapon Hiemas, lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dar nu trebuie să considerăm ca agape, ca valoare, ca termen, dacă vreți, un monopol creștinesc neotestamental. El e homeric. Apare și în corpusul homeric, în Iliada și Odiseea. Deja literatura clasică toată folosește acest verb și totodată substantivul care agape apare însă mai târziu, abia în Septuaginta. Cine știe ce e Septuaginta? E traducerea greacă a Vechiului Testament, care s-a făcut în perioada elenistică. Deci, agape apare și în iudaismul elenistic, dacă vreți. Acum, avem acest vocabular al iubirii. Ce facem cu el? Trebuie să-l aplicăm cuiva. Ori, marea mutație, revelație pe care creștinismul o aduce în istorie, e legată, dacă vreți, de tocmai de această noțiune de persoană. Teologii sunt foarte personaliști, știu că creștinismul e personalist, știu că Stăniloae era personalist, s-a cam abuzat de acest cuvânt, dar vă semnalez că nu trecem prea ușor cu vederea peste ce înseamnă, de fapt, o persoană și ce deosebește o persoană de o entitate abstractă, de un individ, de un subiect și așa mai departe. O să încerc să vă dau câteva indicii cu privire la ce înseamnă, de fapt, o persoană. În primul rând, să știți că persoane umane nu există decât în acele sisteme instituționale care acordă individului drepturi și îi prescriu obligații. Așa a apărut și persoana juridică. Dar, în orice caz, nu în orice societate e conceptibilă noțiunea de persoană. Persoana apare numai legată de anumite drepturi și de anumite obligații în compensația acestor drepturi. Conceptul este deopotrivă greco-roman și iudeo-creștin și are această definiție substanțialistă sau o accepțiune mitologică sau accepțiune ritual-juridică, depinde. Dar e clar că noțiunea de persoană, așa cum ne învață mulți antropologi ai culturii, de pildă Geertz, într-o lucrare din 1988, noțiunea asta de persoană este și o pârghie pentru studierea felului în care alte popoare gândesc lumea și reglează conduita și își definesc raporturile sinelui cu sine și raporturile cu alții. Un alt antropolog care merită citit, Levi Brühl, vede conceptul de persoană ca parte a ceea ce el numea mentalitatea primitivă, adică prelogică. Este o ipoteză pe care corectitudinea politică egalitaristă din zilele noastre cred că ar respinge-o. Cum adică mentalitatea prelogică? Adică a existat vreodată un stadiu al umanității care era deopotrivă premodern, prelogic și primitiv? Nu. Dar totuși, ideea este că în acel stadiu, individul nu e conceput ca separat de lume. Și de asta, pentru Levi Brühl, conceptul de persoană e din stadiul gândirii primitive, pentru că vede, leagă individul, să zicem așa, de natură și de grupul social prin felurite dubluri. Prin păr, prin haine, prin urme de pași și așa mai departe. Există în societățile tradiționale, într-adevăr, acest mod de a concepe persoana ca totalmente legată de întregul natural, nu ca pe ceva distinct, autonom. E adevărat, noi când căutăm, pornim în această lungă descifrare și identificare a aproapelui nostru, avem în minte mai cu seama accepțiunea creștină a noțiunii de persoană, care este și antică totodată, persona prosopon în greaca veche desemna masca actorului de pe scenă. Deci era pur și simplu tocmai ceva lipsit de substanță, ceva care înșală, ceva care expune, dar care nu are un contur propriu.
Și tocmai că această etimologie a dus încet încet la derivarea conceptului de persoană juridică de care vă vorbeam. Deci subiect al unei tranzacții juridice. Dar prin gândirea filozofică inspirată de creștinism, s-a ajuns încet încet la persoana complet umanizată, la persoana unică, irepetabilă, ireductibilă, de a cărei existență suntem și noi conștienți și bucuroși astăzi, pentru că e un bun deja câștigat la nivelul umanismului occidental. Nimeni nu se mai naște gândindu-se la persoanele de care e înconjurat, decât conștient de faptul că ele sunt asemenea amprentelor digitale, perfect ireductibile. Asta ne face, de fapt, să prețuim fiecare chip pe care îl întâlnim. Pentru că ne dăm seama că în toată istoria omului, și dacă vreți, în toată preistoria lui biologică, în orice caz, nimeni nu s-a născut, nu s-au născut două persoane identice. Și asta este și o sursă de uimire filozofică și de adorație teologică față de Dumnezeu, pentru că ne dăm seama că e vorba de o creație continuă. Că în ciuda unui ADN cu un număr fix de cromozomi, fiecare persoană umană, inclusiv gemeni, e complet sau suficient de individualizată, de personalizată pentru a trăi în mod nemijlocit statutul acesta de ființă unică, irepetabilă. Niciunul dintre noi, chiar dacă mâine vom fi oale și urcele, așa cum e sigur, nu va mai fi vreodată reprodus ca atare în toate datele noastre de niciun alt semen de-a nostru din viitor. Ceea ce spune foarte mult despre greutatea teologică, metafizică, spirituală a noțiunii de persoană. Și cred că ne putem educa reflexele umaniste, sociale, dacă vreți și felul cum ne raportăm la ceilalți, dacă interiorizăm această idee despre unicitatea. Până la urmă, chiar și oamenii pe care din ignoranță, răutate, prostie, opacitate, gravă, mânie sau alte rațiuni profane îi disprețuim, se salvează dacă avem această perspectivă. Adică dacă ne dăm seama că și acela pe care punem rapid o etichetă de inferioritate, un stigmat care e menit să-l marginalizeze, să-i dea să-l pună într-o condiție de inferioritate socială, îmi dau seama că nu avem niciun temei spiritual, metafizic, teologic sau moral pentru a face acest lucru. Avem cel mult o prejudecată socială, acționăm trezind în noi niște instincte străvechi pe care tocmai că civilizația creștină le-a educat într-o perspectivă logocentrică și umanistă și ar trebui, bineînțeles, să ne găsim oricând motivarea de a respecta ceva celălalt, și anume ce? Natura lui personală, faptul că este ireductibil și irepetabil, că se bucură de această singularitate absolută pe care a dorit-o Dumnezeu în creația lui continuă. Acum, sigur că putem reveni, după cele spuse, în zona aproapelui. Cine e aproapele? Deci, cred că aproapele face obiectul răspândirii Evangheliei în lume. Istoria evangelizării planetei este istoria descoperirii aproapelui. Este istoria convertirii graduale a departelui, a celui, a exoticului, a străinului, a celui radical diferit de mine, la esența comună a experienței creștine. Că această istorie a evangelizării lumii este incompletă, pentru că avem cel puțin continentul asiatic, care a rămas refractar la Evanghelie, pentru că este proprietarul și trăitorul, subiectul unor civilizații spiritualități mature, milenare, care nu au fost penetrabile până în acest moment, decât ca, mă rog, epifenomen al colonizării, dar, și al colonialismului, dar care nu a durat. Dar rest,
constatăm că planeta nu a ajuns încă la unitatea genului uman. Avem o conștiință panumană, există o conștiință în noi a faptului că toți oamenii aparțin aceleași familii umane, să zicem așa, dar deocamdată avem de jur împrejurul nostru mai degrabă figuri ale alterității neîmbrânzite, străini care continuă să ne separă străini sau chiar ostili, popoare, civilizații, culturi pe care nu le înțelegem pentru că nu fac parte din alveola aceasta a civilizației creștine și pentru că nu deținem codul pentru a descifra, cu adevărat, felul, modul lor de funcționare și tabla lor de valori. Ori, ce s-a întâmplat cu această dinamică a evanghelizării este formidabil. E pentru foarte mulți apologeți creștinismului o dovadă indirectă a divinității Evangheliei și a adevărului divin încorporat în Hristos și exprimat în El, în predicația Lui, pentru că, într-adevăr, 12 oameni au făcut turul Mediteranei și au sădit semințele noii religii peste tot, reușind să le sporească și să facă din ele germenii unei civilizații fără precedent, care s-a proiectat global, care continuă să fie axul științific, imaginar, cultural, civilizațional, tehnologic și politico-militar al planetei. Totul a decurs din, a derivat din patrimoniul greco-latin, transfigurat în acest proces bimilenar de răspândire a Evangheliei. Voi, noi toți ne-am născut într-un context creștin, sufocat temporal de totalitarismul comunist, dar trăim astăzi creștinismul ca pe o inerență, ca pe ceva subînțeles, ca pe a doua noastră natură, ca pe orizontul firesc al vieții noastre cotidiene. Dar gândiți-vă că, de fapt, creștinismul a fost el însuși străin atâtora, până a devenit natura lor intimă, până a devenit principiul regenerării lor într-un alt spirit, acela al iubirii și al legăturii cu Iisus Hristos. Popoarele europene, germanici, baltici, ruși și așa mai departe, au fost evanghelizați târziu, undeva între secolele 8 și 12. Au fost nevoie de apostolii slavilor, de exemplu, Chirie și Metodie, doi greci, care să ducă Evanghelia în spațiul euroasiatic al Marii Rusii Chieriene. Deci, trebuie să înțelegem că aproapele nostru este, de fapt, creștinul, până la urmă. Este cel care, indiferent de geografia divizată a confesiunilor creștine, e la curent cu Iisus Hristos, îl are ca Dumnezeu, ca reper fundamental, moral, ca e convins de Dumnezeirea lui, e convins de faptul că mântuirea omului, adică eliberarea din condiția mortală pe care ți-o aduce păcatul original, nu se poate face decât în comuniune cu această persoană. Atenție! Iisus Hristos însuși este persoana din Sfânta Treime. E persoana divină. Acum, sigur că islamul care apare, izbucne, explodează în secolul 7 și pe care Ioan Damaschin o vedea ca pe o caricatură nestoriană a creștinismului, a rupt creștinismul european de propriile sale rădăcini. Pentru că, într-adevăr, l-a izolat de Orientul apropiat, de Țara Sfântă, de locurile sfinte. Și treaba asta, sigur că a avut efecte care presează asupra vieții noastre până astăzi, nu? Apoi au urmat, totuși, marile descoperiri, adică aceste aventuri permise de evoluția tehnicilor de navigație în interiorul unor națiuni maritime, oceanice, precum cea spaniolă, într-un alt sens, proto-italienii, să zicem, lusitanii, portughezii de astăzi, toți au fost pionieri acestor descoperiri geografice, pentru că nu uitați că până în secolul 15, totuși exista o conștiință foarte vagă a lumii din afara spațiului bazinului mediteranean. Hărțile arătau că acolo sunt rei, hic sunt leones, acolo încep monștrii, acolo încep populațiile care stau cu capul în jos, că sunt la antipozi.
Acolo începeau toate mitologiile alterității care au fost încet încet transformate în antropologii ale alterității. Cu ce au venit însă acești misionari care au răspândit Evanghelia sporind sfera apropierii, adică numărul de oameni pe care îi putem considera aproape ai noștri, au venit cu alfabetizare, au venit cu asistența medicală, cu școlile de meserii, cu noile idei, adică ne-au provocat niște modificări culturale majore în mentalitatea indigenilor evanghelizați. La fel a demonstrat creștinismul misionar evanghelic, începând cu secolul XV, când se desfășoară aceste mari călătorii și descoperiri geografice, că e capabil de aculturație, adică de flexibilitate. E capabil să ia și forma culturilor pe care le întâlnește. Și asta a făcut-o din America de Sud până la India, China și Japonia, unde iezuiții portughezi, care au ajuns plini acolo, s-au îmbrăcat și au făcut cruce după religia satului, cum se spune. Au adoptat moravurile, veșmintele, au învățat limba, s-au cufundat în cultura acestor popoare cărora le-au transmis Evanghelia și au avut necazuri cu șefii de la Roma. Pentru că încet, încet trimiteau rapoarte din care șefii deduceau că ei s-ar putea să devină chinezi, hinduiști, budiști, confucianiști și așa mai departe, în loc să predice și să-i aducă la creștinism pe asiatici din aceste mari civilizații. S-a întâmplat ceva în secolul XIX, secolul mașinismului, al științismului, al cultul științei, cultul progresului, cultul revoluției industriale, optimismul acesta istoric legat de capacitatea omului de a-și rezolva pe baza științei și a inteligenței sale problemele, s-a laicizat evanghelizarea sub forma antropologiei culturale. Tot secolul XIX continuă să plece din Europa misionari care încep să ajute expedițiile la... Gândiți-vă ce aventură umană a însemnat pe la 1800 trasarea frontierelor, trasarea din punct de vedere incineresc, topografic, a frontierelor Braziliei, în plină junglă. Astea toate s-au făcut cu misionari, dar și cu primii antropologi, care încet, încet, încep să de fapt, de la expediția lui Napoleon în Egipt, la care a luat parte și Champollion, tipul care a descifrat hieroglifele. Și acest tip de savant laic, care însoțește caravelele, navele de război, navele comerciale, se va generaliza și va deveni antropologul modern, adică cel care, mă rog, undeva între reportaj, ficțiune personală, analiză sociologică punctuală și spionaj, le îmbină pe toate acestea și face câte o monografie, aducând în conștiința lumii europene de acasă, aia care nu avea televizor cu plasmă, ci citea jurnale și rapoarte de călătorie, aducându-i aproape pe departele care continua să existe, în țări africane încă necunoscute, la izvoarele Nilului, în lacul Victoria, în la Polul Sud și așa mai departe. Gândiți-vă că planeta pe care astăzi noi zburăm cu avionul unde dorim, a fost cucerită gradual și tocmai prin acest efort de evanghelizare. De fapt, de convertire a celuilalt la civilizația superioară, la civilizația euro-americană, care a dominat și domina societatea globală. Chiar dacă chestia asta e contestată, așa cum și așteptam să fie, și chiar dacă, din nou, corectitudinea politică ne spune nu, noi nu suntem cei mai buni, suntem cei mai răi. Trebuie să ne negăm trecutul, trebuie să ne culpabilizăm acțiunile din decursul istoriei și să nu vedem de pildă că, până la urmă, violența au fost și japonezii când au cucerit Manciuria, în China în anii 30 sau atâția alții care au făcut masacre cel puțin la fel de spectaculos, tragice și criminale ca și omul european.
Acum, sigur că în ziua de astăzi putem spune că omul nu și-a depășit tribalismul. Adică, vedeți, concepe mental unitatea genului uman. Acceptăm moralmente că, în principiu, ar trebui să fim frați cu toții. Că trebuie să fim un asemenea samaritanului milostiv. E cineva care are nevoie de mine, îi sar în ajutor. Nu mă uit la culoarea pielii, nu mă uit la buletin, la pașaport, la religie, la câtă școală are, dacă e spălat sau nespălat, dacă îmi place de mutra lui sau împotrivă îl găsesc dubios și am o reticență. Nu. Toate astea, la nivel teoretic, sunt bunuri dobândite și reflexe ale unor creștini dintr-o stadiu deja matur al istoriei creștinismului. Problema e că noi avem un suport biologic care ne face în continuare să acționăm ca ființe tribale. Gândiți-vă la Srebrenica, la descompunerea violentă a Iugoslaviei. La doi pași de noi au fost, în anii 90, masacre teribile. Tentative de genocid asupra albanezilor din Kosovo. Războaie interetnice și interconfesionale. Cu alte cuvinte, demonii aceștia stau în noi, nu sunt complet exorcizați, nu au fost neutralizați. Orice nouă generație se poate reîncărca cu o explozie de violență de tipul ăsta și atunci, într-adevăr, e o chestiune practică de fiecare zi. Ce facem, cum ne definim în raport cu celălalt? Pentru că constatăm foarte clar, există, uite, hai să luăm un exemplu, România de azi. Păi, la aproape 100 de ani de la Marea Unire, săvârșită sub sceptrul lui Ferdinand Întregitorul, constatăm că există disparități de dezvoltare religioasă regională pe o scară de 1 la 5 între provinciile istorice ale României. Constatăm că substratul moldovenesc, valah, bănățean, transilvanesc, maramureșan, dobrogean, etc., a noastră ca națiune omogenă, continuă să ne diferențieze. Să avem sensibilități de tipul ăsta clanic. Nu? Băi, litice aia de peste munți, zice Ardelean. Toate astea nu arată decât că în sânul unei națiuni care a făcut construcție națională timp de un secol, tot persistă reflexele clanice, tribale. Ideea, dar asta se întâmplă la scara blocului. Gașca de la scara asta se bate cu gașca de la două scări mai încolo. Tribalismul ne urmărește cu spectrul lui în viața cotidiană microsocială, la cel mai modest nivel de structurare a unei comunități. Constatăm că jocul democratic se bazează pe spiritualizarea tribalismului, în sensul că, în principiu, partidele se luptă pentru putere în mod pașnic. Deși știm că nici asta nu e ceva garantat, ci că există destul de multă violență, cel puțin retorică, și în viața politică a democrațiilor. Nu? Cel puțin a celor mai fragile, cum e a noastră. Nu? Deci, nu putem lua drept subînțeles și definitiv nimic din patrimoniul umanismului creștin. Îl avem, cu cât suntem mai educați, încercăm să-i corespundem, să fim la înălțimea lui, dar, în realitate, ne putem adesea surprinde pe noi înșine în ipostaze quasi animalice, tribale, de rivalitate intertribală între grupul nostru și grupul celălalt, care, dragii mei, se manifestă în toate formele de conflict social pe care le trăim și care ne stresează, ne uzează și care diminuează colaborarea rațională a indivizilor pentru binele comun. Nu? Există o tensiune între majoritatea ortodoxă și alte confesiuni în România. A mai scăzut. Există totuși un fel de colaborare. Acum există un stres social în partea expusă a Europei la fluxul de imigranți musulmani. Și aici se face confuzia, vorbeam cu părintele Dima mai devreme, se face mereu confuzia între imigrant și
refugiat, deci nu vedem cei care fug pentru că vor o viață mai bună și un salariu și așa mai departe, asistență socială de tip european, și cei care fug de război pentru că altfel ar muri mâine, poate, cine știe. Nu avem, dacă e să fim onești, în egoismul nostru, nu suntem solidari cât ar trebui, nici pe sfert cât ar trebui, cu creștinii din Orient, care sunt pur și simplu dezrădăcinați din matca unde a apărut Hristos să predice pe pământ, în sânul poporului ales. Toate țările din Orientul Mijlociu sunt la ora actuală pe punctul de a fi decreștinate. Egipt, Siria, Iordania, Liban și așa mai departe, unde avem vechi vetre monahale de secol 5, 7, 9, 12, biserici pline de teologie, de patrimoniile, care sunt pur și simplu rase. Creștini orientali, arabofoni, sunt pentru noi tot arăboii aia de acolo, care nu. Vedeți? Deci nici măcar față de aproapele nostru, efectiv, din interiorul comunității creștine, nu avem capacitatea de a ne depăși stereotipurile xenofobe, rasiste și așa mai departe și continuăm să discriminăm, să separăm, să vedem ce ne desparte, nu ce ne unește. Deci, problema aceasta a conflictului dintre tribalismul nostru biologic de supraviețuire, darwinismului survival of the fittest, supraviețuirea celui mai adaptat, versus datoria evanghelică de a-l primi pe celălalt, de a-l îngriji, de a-l identifica pe aproapele tău în orice om, e o tensiune pe care n-am rezolvat-o și pe care nici nu o să o rezolvăm noi. Pentru că ea însoțește omul în propria lui istorie. E o constantă. Însă, ce cred că trebuie să facem este să înțelegem că iubind, colaborând, văzându-l pe celălalt ca persoană unică, așa cum vorbeam mai devreme, ca pe aproapele meu cu care conlucrez spre binele comun, e, în această logică ne putem apăra mai bine propriile valori. Toată ziua defilăm cu sloganul acesta, să ne apărăm valorile europene, de exemplu. Dar care sunt acelea? Că sunt chiar acestea creștine. Un creștinism netrăit, nepus în practică, duce la golirea de sens a Europei însăși. Gândiți-vă că toate, că cele două totalitarisme, care au sfârșit secolul 20 și au distrus câteva generații, atât nazismul cât și comunismul, erau niște ideologii necreștine și anticreștine. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Europenii n-au mai avut nevoie de vreun invadator musulman ca să se automacine până la buza dispariției. A fost suficient să renunțe la tabla lor de valori, la tablele legii, la fericiri, la trăirea conformă, cel puțin ca aspirație, cu orizontul supranatural, supraomenesc, pe care ți-l oferă comuniunea cu Iisus Hristos. Treaba asta e din nou într-un mare pericol, pentru că Europa Occidentală este complet secularizată, dar ea este vatra capitalismului liberal și a democrațiilor, unor democrații mature, și noi suntem în situația de a nu ne dezice de acest ansamblu. Trebuie să vedem dacă ăștia noi care au intrat în UE și NATO după prăbușirea comunismului, putem contribui modest, măcar, la respiritualizarea continentului nostru. La re